Europa se confruntă cu un val de caniculă fără precedent, care amenință să destabilizeze producția de carburanți. Temperaturile extreme, apropiate de limitele operaționale ale rafinăriilor de petrol, forțează aceste instalații critice să reducă producția de combustibil. Această situație, combinată cu o cerere ridicată de energie, ar putea declanșa o creștere dramatică a prețurilor carburanților, afectând economia și consumatorii deopotrivă. Canicula din Europa amenință producția de carburanți. Rafinăriile de petrol sunt proiectate să funcționeze în intervale specifice de temperatură. Odată ce temperaturile exterioare depășesc aceste intervale, eficiența operațională scade, iar riscul de defecțiuni tehnice crește semnificativ. În prezent, multe rafinării din Europa se apropie de aceste limite critice, ceea ce obligă operatorii să ia măsuri preventive, inclusiv reducerea producției. Temperaturile extreme afectează nu doar echipamentele, ci și personalul rafinăriilor, ceea ce impune măsuri suplimentare de protecție și ajustări operaționale. Acesta duce la scăderea producției de combustibil într-un moment în care cererea este deja mare, agravând deficitul de aprovizionare. Reducerea producției de combustibil din cauza temperaturilor ridicate are un impact direct asupra prețurilor carburanților. Într-o piață globală deja sensibilă la fluctuațiile de ofertă și cerere, orice reducere semnificativă a producției poate duce la creșteri rapide ale prețurilor. Economiile europene, deja afectate de inflație și de instabilitatea energetică, ar putea resimți din plin aceste creșteri de prețuri. În prezent, prețul carburanților în Europa variază semnificativ în funcție de țară și de politicile locale de impozitare. Cu toate acestea, tendința generală este de creștere. De exemplu, în România, prețul mediu al benzinei a atins pragul de 7,5 lei pe litru, în timp ce motorina se vinde cu aproximativ 7,7 lei pe litru. În alte țări europene, precum Germania și Franța, prețurile sunt chiar mai mari, atingând și depășind 1,8 euro pe litru pentru benzină. Această situație se datorează nu doar valului de caniculă, ci și altor factori geopolitici și economici, precum și conflictul din Ucraina și sancțiunile impuse Rusiei, un important furnizor de energie pentru Europa, relatează RomaniaTV.ro.